Salutare dragilor, acest video este dedicat persoanelor care se gândesc să investească în 2021 și încă nu s-au hotărât pe ce platformă să investească. Rămâneți până la final și pentru un mic bonus. Așadar, să începem! Am încercat mai multe platforme de trading ca să văd care este cea mai potrivită pentru mine. În căutare am luat în considerare câteva criterii de evaluare, cum ar fi experiența de utilizare, costuri, experiența de tranzacționare, dar și siguranța contului. Având în minte aceste criterii, am analizat fiecare platformă sau aplicație de trading și am constatat următoarele. Există câteva avantaje și dezavantaje comune ale tuturor platformelor de trading. Avantajele comune ar fi că toate platformele pe care m-am uitat vehiculează această idee de tranzacții fără comision, alimentare rapidă fără costuri, cerințe mici de capital pentru început și un curs valutar destul de bun. Însă până la urmă, cum își produce banii o platformă de tranzacționare dacă nu ia comision? Ei bine, este mai degrabă din diferența de preț, bid ask. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă Tesla are un preț pe piață de 730 de dolari, platforma îți va afișa ție două prețuri. Îți va afișa prețul de cumpărare care va fi 730 și un pic, 731 să zicem, da? Și un preț de vânzare de 729 și ceva. Asta înseamnă că de fiecare dată când tu tranzacționezi, când tu cumperi, vei cumpăra un pic mai scump, cu câțiva pip și probabil mai scump, și atunci când vei vinde, vei vinde la cursul pieții, dar cu câțiva pip și mai jos. Există un pas intermediar. Ea va cumpăra de pe piață și după aceea îți va vinde ție la un preț mai mare dacă tu vrei să cumperi sau îți va cumpăra la un preț mai mic dacă tu vrei să vinzi. Ok. Și aici intrăm practic și în dezavantaje și acesta este unul dintre dezavantajele menționate, diferența de preț bid ask. Apoi mai este și timpul de așteptare în perioadele volatile. Cum funcționează în principiu bursa? Există momente când toată lumea este liniștită și tranzacționările se realizează, nu știu, fără inconveniente, totul este ok, dar există și perioade agitate în care fondurile mari de investiții sau investitorii în general ori cumpără, ori vând pe fondul unei temeri, nu știu, că prețul ori va crește, ori va scădea. Și atunci, având în vedere că există acest pas intermediar în care platforma de trading mai întâi cumpără și apoi îți vinde ție, sau invers, na, viceversa, depinde ce operațiune faci, atunci e posibil ca tu să aștepți până se clarifică cursul, poți să aștepți și 10 minute și un sfert de oră, depinde cât de mare panică este în piață. Ok, bun. Un alt dezavantaj pe care l-am sesizat este că decontarea și retragerea banilor durează câteva zile. Nu este neapărat un dezavantaj per se, pentru că așa se întâmplă lucrurile în piață. În general, decontarea se întâmplă în 2 zile în Europa. Și apoi retragerea banilor probabil că mai durează încă o zi, două, în funcție de nu știu, de banca la care ai contul deschis. Însă de fapt este o comparație aici, că durează, nu știu, câteva secunde ca să alimentezi contul și să pornești tranzacționarea, însă în momentul în care vrei să retragi banii, durează până la câteva zile. Ok. Începem cu Revolut Trading. Care sunt avantajele acestei platforme? În primul rând, experiența de utilizare este foarte bună, în sensul că aplicația de mobil a celor de la Revolut este de departe cea mai intuitivă și cel mai ușor de folosit dintre toate aplicațiile pe care le-am folosit. Ce mai constituie un avantaj sunt fracțiunile de acțiune, adică dacă vrei să cumperi de la o acțiune de la Amazon care acum este în jur de 3200 de dolari, tu poate n-ai toți banii ăștia sau poate nu vrei să investești toți banii doar în Amazon, Revolut îți permite să iei doar o fracțiune, adică, nu știu, 0,01 sau 0,05, în fine.
Ce aș mai putea adăuga, că Revolut face foarte bine, este această corelare foarte bună între aplicația de plăți Revolut și aplicația de trading Revolut. Totul se întâmplă destul de rapid și destul de intuitiv. Ok, dezavantajele Revolut. Nu există o aplicație de desktop. Ai gratuit doar 3 tranzacții pe lună, pe moment. Nu poți seta limite de prețuri stop loss sau prețuri limită de cumpărare. Regăsești doar cele mai populare acțiuni din Statele Unite. Nu poți tranzacționa ETF-uri. ETF-urile sunt niște fonduri care cumulează mai multe acțiuni, un coș de acțiuni. Nu poți tranzacționa în format CFD, adică să îți multiplici tranzacția. Un exemplu foarte simplu este că dacă tu crezi că în viitorul apropiat va crește foarte mult o acțiune, să zicem Tesla, tu poți să cumperi o acțiune, însă sistemul de tranzacționare CFD îți permite să îți multiplici investiția cu până la 5 ori dacă ești client retail. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă acțiunea crește, tu vei avea de 5 ori profitul, dar în același timp și dacă acțiunea va scădea, tu vei avea de 5 ori pierdere. Drept pentru care în sistemul de tranzacționare CFD este foarte riscant și nu este neapărat recomandat persoanelor care abia încep să facă trading. Un alt dezavantaj este că nu există suport dedicat pentru investitori, nu există filmulețe sau pași care să te ajute sau articole care să te ajute să investești mai bine. Ok? Nu poți copia pachete investiționale ale altor traderi, așa cum vom vedea că sunt disponibile pe alte aplicații. Și la momentul la care fac acest video, contul de Revolut nu este protejat conform reglementărilor din Uniunea Europeană, ca urmare a Brexit-ului. Dacă ești un investitor european din Uniunea Europeană, în cazul în care brokerul sau banca la care sunt deținute fondurile dau faliment sau sunt în insolvență sau sunt în incapacitate de a-și onora plățile, atunci există un fond de compensare care te va despăgubi cu până la 20.000 de euro în funcție de capitalul pe care l-ai avut sau pe care l-ai tranzacționat. Ok. În concluzie, deși lista este destul de mare de dezavantaje pentru Revolut Trading, nu este neapărat o platformă de neluat în considerare. Dacă tu ești un investitor care se gândește să tranzacționeze pe termen lung, care nu face neapărat tranzacționări multe, care nu dorește să-și bată capul sau să stea toată ziua cu ochii pe bursă, atunci Revolut Trading este platforma ideală. Doar atât trebuie să ții cont de faptul că la momentul la care facem acest video, dacă ai cont la Revolut Trading, încă nu ești protejat de autoritățile financiare. Ok. Până trecem la următoarea platformă, nu uita să te abonezi la acest canal dacă îți place conținutul, să dai un share, un subscribe, un like și îți mulțumesc pentru suport. Mergem mai departe la Trading 212. Ca și avantaje, ai o experiență de utilizare bună, ai informații multe despre companii, poți să tranzacționezi în fracțiuni de acțiuni, poți să setezi limite de stop loss sau cumpărare la un anumit preț, însă doar pentru acțiuni întregi, nu poți face acest lucru pentru fracțiuni de acțiuni. Poți să tranzacționezi ETF-uri. Și sunt destul de multe de ales și din Statele Unite, dar și din UK și din Germania, cred că sunt. Însă există un cont separat pe Trading 212 dacă vrei să tranzacționezi în sistem CFD. Există videoclipuri educaționale în engleză care te învață cum să utilizezi platforma și care sunt primii pași pe care poți să-i faci când investești. Și am observat că există și posibilitatea de a copia pachete investiționale ale altor traderi. Este cumva asemănător cu opțiunea pe care ți-o oferă și eToro, doar că nu este poate la fel de populată pe Trading 212. Dezavantaje. Aplicația de desktop este destul de limitată în informații, aceasta există, dar nu foarte intuitivă de multe ori.
Contul nu este protejat conform reglementărilor Uniunii Europene ca urmare a Brexitului, iar cu privire la faptul că într-adevăr Trading 212 este înregistrat și în Bulgaria, ar trebui să ne protejeze conturile, însă din ce am citit pe forumuri de pe platforma Trading 212, am înțeles că fondurile utilizatorilor sunt plasate la o bancă din UK. Așadar, este destul de neclar dacă până la urmă ești sau nu ești protejat în totalitate. În concluzie, această platformă este dedicată investitorilor amatori, dar și semi-pro sau profesioniști care urmăresc periodic bursa și care vor să profite de anumite trenduri pe care le observă pe piață. Investitorii pot tranzacționa inclusiv ETF-uri, iar dacă au o apetență mai ridicată la risc, pot tranzacționa inclusiv CFD-uri. De menționat este că la această dată nu este clar dacă contul tău de Trading 212 este protejat de autoritățile financiare 100%. Vom vedea pe parcursul anului. Mergem mai departe la XTB. Care sunt avantajele acestei platforme? Aplicația de desktop este destul de interesantă în sensul că are o opțiune de stock scanner sau ETF scanner. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă tu ești un investitor care caută instrumente financiare după anumite criterii, poți ai o opțiune de a le tria, de a le sorta în funcție de care sunt condițiile pe care tu le dorești. Dar aici însă intrăm într-o poveste în care tu ca și investitor ai mai multe cunoștințe despre piața de bursieră, adică înțelegi ce înseamnă un EPS, înțelegi ce înseamnă price to book ratio, înțelegi ce înseamnă anumiți indicatori, abilitatea de a te uita și de a înțelege în momentul în care te uiți pe situațiile financiare ale unei companii, deci este vorba despre un investitor mai experimentat. Acesta e cuvântul cel mai bun. Tot ca avantaj, pe XTB poți seta limite, însă doar pentru acțiuni, pentru instrumente întregi. Regăsești o varietate de instrumente, poți tranzacționa ETF-uri, inclusiv din Uniunea Europeană și UK. Poți tranzacționa și în sistem CFD. Există videoclipuri educaționale în engleză care te învață cum să investești pe platformă. Un alt lucru care mie mi-a plăcut este că am fost contactat de un broker în momentul în care mi-am făcut contul și care m-a întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva, dacă am întrebări despre trading. Mi se pare că e un aspect care diferențiază de celelalte platforme. De asemenea, tot ca un mare avantaj, XTB este reglementat de ASF România, așadar ești protejat ca investitor în limita aceea de 20.000 de euro. Pe partea de dezavantaje, aplicația de mobil este destul de bazică, nu ai foarte multe informații despre companii. Tranzacțiile într-adevăr sunt gratuite, dar sunt gratuite în limita unui rulaj lunar de 100.000 de euro. Dacă ești o persoană care totuși dorește să investească sume mai mari, poate te încurcă acest aspect. Nu poți tranzacționa în fracțiuni din instrumente. Acest punct este unul destul de important, pentru că există acest trend în piață care te încurajează să investești la bursă, pentru că tranzacționarea este gratuită, însă dacă tu ești un investitor care vrea să investească sume mici de bani, nu știu, să zicem $100, atunci această platformă nu e neapărat potrivită pentru tine, pentru că vei avea foarte puține acțiuni sau ETF-uri în care să investești. În general, prețul acțiunilor este destul de ridicat, nu știu. Dau un exemplu la Apple, dacă vrei să cumperi o acțiune, este acum la momentul la care vorbim, $130 o acțiune, la Tesla nici nu mai vorbim, este 730, la Google e 1700, la Amazon e 3200, adică vorbim despre sume foarte mari și nu poți veni cu sume foarte mici pe această platformă. Încă un dezavantaj
ar fi că nu există opțiuni de a copia traderi, cum există și pe Trading212 sau pe eToro. Vom vorbi mai târziu despre aceasta. În concluzie, dacă ești un trader mai experimentat, care este în căutare de noi ETF-uri și acțiuni și care poate să beneficieze de acel scanner de acțiuni și ETF-uri de la XTB, sau care inițiază tranzacții în CFD, sau care face inclusiv day trading, atunci această platformă este una potrivită pentru tine, mai ales în contextul în care vei veni și cu un capital destul de măricel la început. Dacă ești un investitor mai degrabă amator, nu cred că este cea mai potrivită platformă pentru tine. Mergem mai departe. eToro. Aici avantajele sunt destul de multe, în sensul că ai o experiență de utilizare bună și pe mobil și pe desktop. Poți cumpăra fracțiuni din instrumente, poți seta limite de stop loss, indiferent dacă ai fracțiuni sau dacă ai acțiuni întregi. Regăsești o varietate destul de mare de instrumente, poți tranzacționa ETF-uri, poți să tranzacționezi și CFD-uri. Există articole, videoclipuri, podcasturi despre cum să investești și mai degrabă cu ce se diferențiază eToro este că ei se declară ca fiind o platformă de social trading, adică oamenii acolo intră și vorbesc despre ce acțiuni vor să cumpere. Încă un avantaj al eToro este că poți să copiezi pachete investiționale. Este o opțiune în care este destul de promovată pe platforma lor. Acolo poți să găsești inclusiv traderi care au obținut diverse rentabilități în trecut și care sunt și ei cotați cu diverse stele de către persoanele care au copiat. eToro este reglementat de către Cyprus SEC, investitorii sunt protejați în limita a 20.000 de euro. Ca dezavantaje, dacă vrei să investești pe eToro, depozitul minim este de 200 de dolari, iar taxa de retragere este de 5 dolari per fiecare retragere. Un alt inconvenient ar putea fi acela că dacă vrei să te retragi de la eToro, transferul de bani poate să dureze undeva între 3 și 8 zile. E un timp de așteptare cel mai îndelungat. Un alt dezavantaj ar fi mai degrabă de locația unde se află sediul eToro pentru Europa. Acesta se află în Cipru. Și dacă știți despre istoricul negativ de evenimentele care s-au întâmplat în 2013 privind afectarea depozitelor populației, atunci și acest lucru ar putea să constituie un mic dezavantaj, însă nu l-aș vedea ca pe ceva semnificativ, dar de luat în calcul. În concluzie, eToro este destinat pentru o gamă largă de investitori, și mai amatori, dar și mai experimentați. Există această opțiune de a copia trader dacă tu nu vrei să-ți bați capul pe piață cu ce se întâmplă. Poți să tranzacționezi ETF-uri, poți să tranzacționezi în sistem CFD. Ca o concluzie generală, nu există o platformă care să fie mai bună sau mai slabă, ci mai degrabă este important să judecăm valoarea platformei în funcție de investitorul, în funcție de tine, în funcție de persoana care vrea să investească. Îți mulțumesc pentru atenție, sper că ți-a fost de folos acest video. Pa! Nu, care-i treaba cu platformele astea? Mai înțelegi? Nu plătești comisiuni! Bine, mă, dar vrei să zic ceva? Niciodată n-am plătit comision la impresar. Să-și plătească jucătorul comision la impresar. Mai înțeles dacă e valoros. Mă, că mă distrez și data asta cu voi. Hai, pa!